Și apropo de vacanțe, de destinații luxoase și exclusiviste, pandemia, știm deja, a dat peste cap și activitatea bloggerilor de travel. Acelor oameni de pe Instagram cu fotografii perfecte din cele mai frumoase locuri ale lumii, pe care îi urmărim și totodată invidiem fiecare dintre noi. E bine, despre asta stăm astăzi de vorbă cu Luminița Vrânceanu, o știți de pe Instagram, drept The Beautiful Life of Glamour. Din Maroc, Luminița a trecut direct în autoizolare, în frumoasa regiune rurală a Toscanei. Luminița, bună ziua! Bună, Laura! Mulțumim că ne arăți și nouă puțin din acest peisaj idilic, însă, din păcate, știm că Italia este extrem, extrem de afectată în aceste momente și discutam că bilanțurile care vin de acolo par să fie din ce în ce mai înjurătoare. Care este atmosfera exact acum în Italia? Este o atmosferă destul de apăsătoare, lumea este panicată, este frica de necunoscut, de ce va urma. Străzile sunt pustii, nu este acea Italie pe care o cunoaștem cu toți, cu viața pe stradă, cu zeci de mii de turiști, este totul foarte, foarte gol. Când mă uit acum la imagine, ar putea crede telespectatorii că în spatele tău este o fotografie, că poate e o fotografie desprinsă din călătoriile pe care le faci tu ca blogger de travel, dar nu, tu acolo stai în autoizolare. Ieri când am discutat, te întrebam dacă am putea să facem această transmisiune în direct de la un obiectiv turistic și mi-ai spus că se poate ieși, cum știm deja, doar cu acordul poliției, dacă poți să ne detaliezi puțin acest lucru. Da, deci fiind stare de urgență la nivel național, ca să ieși din casă, ai nevoie de o autorizație din partea poliției, unde explici exact de ce ieși. Poți să ieși fără probleme doar pentru cumpărături sau urgențe, farmacie și așa mai departe, doar altfel nu ai voie să ieși. Există o stare de teamă, Luminița? Se simte teama, panica? Zilele trecute foloseam cuvântul o teamă imensă, o teamă profundă. Da, cred că este teamă, dar din păcate cred că este și foarte multă superficialitate. Sunt încă persoane care nu dau o importanță acestei situații și ies în continuare pe stradă în grupuri de 2-3, ceea ce este absolut interzis momentan. Deci teamă și superficialitate undeva combinată. Luminița, cum era viața ta înainte de panica asta și de teama care vorbim? Repet, noi ne uităm la fotografiile voastre perfecte de pe Instagram. Cum e viața unui blogger de travel? Este foarte, foarte activă. În spatele acelor fotografii este foarte multă muncă. Toată lumea are impresia că suntem permanent într-o vacanță, da? Dar din păcate nu este chiar așa. Locurile sunt superbe, destinațiile de vis. Eu personal lucrez doar cu lanțuri hoteliere de lux, dar de cele mai multe ori nu am timp, poate nici 2-3 ore, să mă bucur de tot ceea ce este în jurul meu. Adică fotografiile și filmulețele pe care le vedem, de exemplu, la spa sau acele fotografii cu micul dejun perfect, de exemplu. Tu nu apuci chiar să te bucuri, să enjoy, știi, la 100%, la capacitate maximă. Apuci? Doar că înainte de a te bucura de tot, trebuie să fii sigur că ai poza perfectă. Eu sunt destul de perfecționistă și atunci până fac o poză de multe ori durează și jumătate de oră și o oră, dar da, te bucuri, cu timpul începi să te obișnuiești să te și bucuri, nu doar să te focusezi pe muncă. Cum ai ajuns să faci asta, Luminița? Cum ai ajuns să trăiești viața în hoteluri și destinații de lux? Pare jobul perfect. Este. Pentru mine este clar o pasiune și totul a început din această mare, mare pasiune pentru călătorit, pentru destinații exotice. Totul a fost un joc la început și până să-mi dau seama a devenit un full-time job. Ultima ta destinație pe care ai vizitat-o a fost în Maroc. Cum a fost? Adică exact. Recent, nu știu, săptămânile trecute, parcă. Foarte recent. Izbucnise deja pandemia. Da, izbucnise și în Maroc erai privit destul de suspicios când spuneai că vii din Italia. În Italia se agravase situația tot mai mult. Eu am fost în Marrakesh, am stat 6 zile și cu o zi după ce m-am întors în Italia, practic Marrakeshul a stopat zborurile. Deci am avut un noroc imens că am reușit să intru în țară.
Și când te-ai întors în Italia, care erau măsurile care se luau în aeroport? Am aterizat pe aeroportul din Veneția, pe care probabil foarte multă lume îl cunoaște ca fiind unul dintre cele mai aglomerate din lume. Însă era absolut pustiu. Măsurile de siguranță au fost aceleași care le-am avut și la aterizarea în Marrakesh, și anume controlarea temperaturii, după care nimic altceva. Cum de-ai ales, Luminița, să rămâi în Italia, în condițiile în care știm foarte bine ce se întâmplă și în momentul de față la granițele României? Foarte mulți compatrioți au ales să se întoarcă în țară și, repet, știm care este situația și știm controversa. Exact. Eu aveam biletul planificat să ajung acasă pe 14 martie, evident l-am anulat, nu pentru că nu aș fi putut să intru în țară, dar pur și simplu din responsabilitate pentru toți cei din jurul meu. Nu am virusul, sunt perfect sănătoasă, dar nu am vrut să risc, dat fiindcă toată familia mea este acasă și personal nu mi se pare corect să punem în pericol pe nimeni altcineva din jurul nostru. Deci toți cei dragi ție, familia ta este în România. Sau să mă gândesc, nu știu dacă ei se tem mai mult pentru tine fiind în Italia sau tu te temi pentru ei fiind ei toți aici și tu singur acolo, știi? Da, familia mea este la Sibiu, îi salut cu drag. Eu sunt foarte, foarte responsabilă ca și persoană și am înțeles din primul stadiu al situației că trebuie să mă izolez și am făcut-o. Iar eu sper din tot sufletul că tot mai multă lume o să conștientizeze situația și o să stea acasă și atunci nici în România nu o să se ajungă la situația Italiei. Ultima întrebare, Luminița, din punct de vedere economic, din punct de vedere financiar, pentru că e încă un aspect care ne îngrijorează și ar trebui probabil să ne gândim la el. Pe voi, blogării de travel, cât de mult vă afectează din punct de vedere financiar această perioadă? Adică, practic, voi stați acasă, nu mai munciți ca multe alte persoane, bineînțeles. Cum e din punct de vedere financiar pentru voi? Eu, fiind în Italia, nu am altă soluție decât să stau blocată. Deocamdată sunt alți bloggeri situați în alte zone care nu sunt afectați, dar fiindcă ei încă pot să călătorească. Evident că te resimți pe plan financiar, dar este o pauză de câteva luni și eu sunt sigură că totul o să reintre în normal în iunie-iulie. Hai să facem o înțelegere, Luminița. Peste câteva luni intri direct, din nou în direct, dintr-o destinație frumoasă și stăm de vorbă și, așa cum ai spus și tu, repede așteptăm ca lucrurile să se întoarcă la normal și să ne fie bine tuturor. Mulțumim tare mult! Perfect!